fac ravagii, știe orice om din țara asta. Știu până și membrii guvernului, și cu toate acestea, nu sunt în stare să interzică magazinele de vise, de parcă o forță invizibilă i-ar împiedica să facă acest lucru. Astăzi, la Palatul Victoria, s-a discutat despre drogurile legale. Au fost interzise? Nu. Membrii guvernului au elaborat o serie de măsuri insuficiente, după părerea mea, prin care încearcă să limiteze efectul etnobotanicelor. Partea cea mai proastă este că nici nu vor fi în stare să facă ceva prea curând, pentru că nu sunt în stare nici măcar să clasifice aceste droguri. Îi invit pe membrii executivului să urmărească materialul următor. Poate așa înțeleg ceva. Eram singur acasă cu prietenii și am spus să încerc. M-a determinat faptul că sunt atât de ușor de procurat. Eram dependent de heroină. Am tras prima oară și apoi am continuat cu el. Niciunul din ei nu are mai mult de 21 de ani. Au început să prizeze praforile de la magazinele de droguri legale, fie din plictiseală, fie din curiozitate. Și le-a plăcut. Așa se întâmplă întotdeauna. Îți dau o stare de energie, o sociabilitate, adică vorbești cu toată lumea, te împrietenești cu toată lumea. Dintr-o dată mi-a trecut tot rău, care simțeam, eram activ, puteam să fac orice. Simțeam că lumea e la picioarele mele. Eu consumând și alte droguri, mi s-a părut destul de ciudat. Un drog legal să îți dea niște senzații atât de apropiate de drogurile ilegale. Dar, spun tinerii, problema este că cel puțin prima oară când le încerci, frica de dependență este ultimul lucru la care te gândești. De la un plic am tras în continuu 3 zile și 3 nopți. Sunt zile în care cât te ține plapuma, câți bani ai, atât atragi. Nu există limită. Apoi apar problemele. Ușor, ușor, toți consumatorii își dau seama că au o problemă. Și totuși, spun ei, drogurile parcă nu îi lasă să renunțe. Renunță, în schimb, la familii, la școală, la locurile de muncă. În 4 luni am ajuns aproape. Mergeam în 4 labe. Slăbisem foarte mult. Umblam, cu toate că aveam locuință, unde să stau, ce să mănânc. Nu mai treceam pe acasă. Dormeam, stăteam, treceam în scări de bloc, în parcuri. Eu mi-am pierdut, de exemplu, 3 ani din viață numai cu ele. Ei au avut noroc. Au ajuns la centrul de recuperare din Șura Mică. Tratamentul este asemănător cu cel pentru renunțarea la drogurile ilegale sau alcool. În esență este vorba despre consiliere, detoxifiere în clinici specializate, terapie sau recuperare în unități speciale. Guvernul face pași timizi înspre închiderea magazinelor de droguri legale. Deja s-a semnat un ordin de ministru pentru înăsprirea controalelor și urmează să se adopte un proiect de lege care, să sperăm, va pune capăt odată pentru totdeauna acestui flagel.